vedem gol! Enache marchează, dacă Enache a reușit să atingă mingea, mă gândeam că Budescu va încerca să înscrie din nou direct din corner, dar cred că Enache a fost cel care a trimis mingea, știe că a atins-o, se bucură pentru această reușită. Din minutul 86, 5-0, cea mai grea înfrângere a celor de la CSU Craiova. Iar acest gol al lui Enache ar putea fi biletul pentru națională. Evoluții foarte bune, constante ale lui Enache, evoluții care au fost pigmentate, iată, și cu reușite personale. Enache marchează din nou în campionat, așa cum a făcut-o împotriva Brașovului în etapa a doua, atunci când Astra câștiga cu 5-0, exact scorul înregistrat și în acest moment. Și la cum se joacă, să ne mai așteptăm că se va mai marca, nu știu. Craiova este la pământ. Mai avem timp, ar mai fi 5 minute din cele 90 regulamentare. Vor fi și prelungiri pentru că s-au făcut toate schimbările în această repriză a doua. Enache foarte fericit, l-am văzut mai devreme, pe jucătorul care a debutat în Liga 1 la CS Mioveni, dacă îți mai amintești. Sigur. Era mijlocașul dreapta și tânăra speranță a echipei argeșene. A crescut mult, Enache s-a maturizat, iar Astra reușește o victorie la îndemână. Al doilea 5-0 în primele 6 etape. Dacă nu era sincopa de la Botoșani, Astra ar fi avut maximum de puncte. Pliațicas. Se descurcă Pliațicas cu Andrei Ivan, care revine din spate și îl faultează. Vrea să simtă și el că face parte din joc Andrei Ivan, până acum însă forțat la acest rol defensiv în care a fost introdus de Ionel Gane. Mă așteptam ca Ivan să fie acolo în față, alături de Costin Curelea. Ei, să bine, fie Ivan cel groaznic, însă este un meci groaznic pentru cei de la CSU Craiova. Frustrați, demoralizați și bătuți rău aici la Giurgiu. De Astra, care, iată, continuă să facă spectacol. Takayuki respinge Irimia, însă Astra a creat o nouă fază spectacol. A fost acea deviere cu călcâiul a lui Budescu. Încântător jocul lui Budescu în această partidă. Junior Moraes schimbă pentru Granda. Asta a fost intenția, însă îi este iertat această greșeală. Am revăzut șutul lui Takayuki și excelent a ieșit Irimia și a închis unghiul, pentru că dacă era prins pe linia porții la această execuție, nu știu dacă avea șanse. Cu siguranță Astra își dorește să mai scrie măcar o dată pentru a completa un 6-0 de poveste. Da, acum au minge de set cei de la Astra. Ivan îi lasă repunerea lui Brandan, iată, nici măcar Vătăjelul. Acum ajunge mingea la fundașul stânga al oaspeților. Ultimele două minute din timpul regulamentar. Vom vedea apoi câte prelungiri va dicta centralul Cristi Balaș. Apoi, imediat după încheierea acestei partide, vom da legătura la Ploiești, unde se va disputa de la ora 21 în direct la LUCTV ultimul meci al acestei zile de duminică, cel dintre Petrolul și CFR Cluj. Dacă CSU Craiova a căzut pe ultimul loc în clasament la golavereaj, ei bine, Craiova este totuși lider la un capitol. Este vorba de într-un clasament al fanilor, da, al asistențelor loc, de pe teren propriu. Da, numai puțin de 34.000 de fani au adunat cei de la CSU Craiova în cele trei meciuri jucate pe teren propriu. Vor avea de suferit însă după mutarea de pe Ion Oblemenco. Nu știu exact ce capacitate are stadionul extensiv, însă sigur va scădea această medie. Într-adevăr, și în prima etapă în meciul cu Pandurii și apoi la partida cu Viitorul, și mai ales etapa trecută cu Petrolul, tribunele de pe Ion Oblemenco au fost aproape pline. Da, medie de peste 10.000 de fani, 10-15.000 de fani pe meci pentru cei de la CSU Craiova, însă după aceste rezultate slabe, să vedem dacă și reacția fanilor, cum va fi reacția fanilor de altfel după această serie dezamăgitoare.
puțină lume se aștepta ca CSU Craiova, echipă care, vă spuneam și la începutul acestei transmisiuni, a investit mult, a făcut numai puțin de 16 transferuri, însă este pe ultimul loc în acest moment în Liga 1. Brandan cu o pasă superbă, însă este în poziție de offside la Curelea și sunt 2 minute de prelungire pentru această repriză a doua. Încă o dată pasa lui Brandan și încă o dată poziția afară din joc în care se afla Costin Curelea. Oricum nu reușise să-l învingă pe Silviu Lung Junior, care iată înregistrează încă un meci în care nu încasează gol. Ultimele 2 minute de chin pentru CSU Craiova. Și cred că totul a plecat de la acea gafă pe care a făcut-o Irimia în finalul primei reprize. De acolo s-a rupt totul. Jucătorul